Stăm de vorbă cu domnul Adrian Ploaie, medic cardiolog la Spitalul Militar. Domnule doctor, își găsesc problemele de inimă și problemele de suflet un răspuns în lectură? Da, deci problemele de inimă au fost reflectate întotdeauna în literatură și nu numai. Sufletește vorbind sau psihologic vorbind, toată lumea vine la medic cu ideea că are o problemă, îl doare inima, îl doare sufletul. Pornind de la această, să zicem, mică reflexie în literatură, au fost descrise situații nu numai referitoare la inimă, dar eu vreau să privesc acest lucru din punct de vedere psihologic mai ales. Nu există o literatură în care să descriem neapărat bolile de inimă decât ca o literatură de specialitate unde găsim descrierea acestor boli. Descrierea medicală, ca să spunem, afecțiunilor cardiace se reflectă în literatura de specialitate a noastră, mai puțin în literatura cunoscută, gen roman, deși am întâlnit foarte multe cărți în care se reflectă acest lucru. Acest lucru se reflecta mai ales în general, adică se refereau la, să spunem, dacă ne referim la o carte cunoscută în vremea noastră, la Citadela lui Cronin, reflecta trecerea unui medic de la medicină generală spre apogeu, să spunem, spre intrarea în high life-ul medicinei, drumul acestuia, parcursul acestuia greoi până la atingerea culmilor de performanță. A fost o carte care mi-a dat un imbold, să spunem, în perioada mea de liceu, anii de școală generală, imboldul de a îmbrățișa meseria de medic în perspectivă. Acum, în ceea ce privește reflexia bolilor de inimă, cum am spus, în literatură, eu le leg mai mult de partea sufletească și nu există carte în care să nu găsim aceste aspecte. Nu există carte în care să ne referim la inimă. Totdeauna în dragoste ne doare inima, în alte momente avem probleme cu inima. De acolo apar și afecțiunile, sigur, în timp și extrapolând. Dar mai mult mă refer la acest aspect de a lega în literatură sau în literatura reflectă aceste aspecte, adică aspectul psihologic al sufletului, al inimii. Sigur, mai puțin am spus, literatura de specialitate ne reflectă clar ce înseamnă boala de inimă, dar nu cred că este în contextul în care discutăm, nu discutăm despre boala de inimă în acest moment, ci mai mult despre acest aspect. Cât de importante au fost lecturile literare în contextul unei formări profesionale de mare responsabilitate, așa cum este îngrijirea sănătății oamenilor? Literatura are o influență deosebită în formarea profesională a unui individ, după mine. Adică, din copilărie, citind o anumită carte, visam, mă puneam în pielea personajelor și visam să ajung avocat sau medic sau, de ce să nu spunem, polițist, după citirea unor romane polițiste. Sau, mă rog, deci eu spun că îți creionează pe undeva, sigur, și îți diversifică gândurile despre viitoarea profesie. Are un rol extraordinar din acest punct de vedere. Sigur că puțin te poate și perturba, adică prea multă gândire sau astăzi vreau să fiu avocat, mâine vreau să fiu medic, ai putea spune o influență nu negativă, dar să zice o influență puțină. Dar eu zic că trebuie citit pentru a înțelege cam ce-ți dorești de la viitor. Vrei să fii polițist? Înțelegi din romanele alea ce meserie vrei să faci? Vrei să fii medic? Din cărți poate să-ți aducă niște date, ca să spunem așa între ghilimele, din care să îți conturezi viitorul unei profesii. Eu am avut posibilitatea, fiind fiul de învățător, să avem o bibliotecă extraordinară acasă, chiar dacă erau în timpurile de mult apuse, ca să zicem, o bibliotecă care conținea toată literatura, de la literatura care reflecta copilăria, să zicem, creangă și așa mai departe, și pe care am și făcut-o în școală ulterior, până la clasici. Deci acolo am găsit orice mă interesa din punct de vedere literar, zic eu, în momentul ăla, în perioada respectivă. Citeam în vacanțe, citeam în timpul liber, liceul din nou ne-a obligat să citim. Sigur că nu mi-a plăcut foarte mult modul
abstract, să zicem, de gândirea la celor ore de literatura română în care nu prea aveai voie să gândești. Totul era dat, respectiv, analiza unei opere literare, a unei poezii, era dat ca și la matematică. Asta nu mi-a plăcut niciodată, să îmi spui ce reflectă acea poezie sau ce reflectă acea lectură. Adică, de exemplu, să spunem de Eminescu, am ajuns la poezie acum, deși nu sunt un mare amator, din păcate, Luceafărul trebuia disecat din punct de vedere al doamnei profesor și al nostru într-un anumit mod și numai în acela. Nu puteam să avem altă viziune. Deci mi-a plăcut literatura liberă, să citesc eu, să înțeleg eu și tot ce se reflectă acolo sau se reflecta în proza respectivă, să spunem, să mă facă să înțeleg anumite lucruri prin prisma gândirii mele, nu impus de cineva. De aceea am citit și devoram vara. Vara în vacanțe, iarna în vacanțe, citeam în podul casei, citeam oriunde aveam loc, în natură, oriunde, și am avut posibilitatea asta să citesc foarte mult. În anii de liceu, deci, mai mult era literatura impusă, în anii de facultate era literatura pe care o luam unii de la alții și care apăruse în perioada respectivă, mă refer la literatura de chineză, să spunem între ghilimele, că apăruse Shogunul, toată lumea citea Shogun, apăruse o anumită carte, cam luam unii de la alții, dar citeam pentru că n-aveam televiziune atunci, pentru că n-aveam internetul, din păcate, spun eu, și atunci aveam timp foarte mult de citit, pe lângă cursurile noastre și pregătirea noastră de zi cu zi și lucrările care le aveam și care ne luau aproape tot timpul. Dar stăteam și nopțile și citeam. Am avut o carte care a fost determinantă în cariera mea medicală. Eu am terminat, să spun, armata, scurt mă refer la asta, după care am lucrat ca și profesor suplinitor vreo 2 ani, predam diferite materii, în română nu, în perioada aceea, și în timpul ăla încercam să intru la medicină. Foarte greu să intri la medicină într-o perioadă ca atunci, când notele erau mari, pregătirea trebuia făcută în Cluj, mă rog, și atunci am nimerit și am citit o carte care mi-a marcat pe urmă cariera. Și Agonie și extază lui Alvin Stone, care m-a determinat să pun, cum s-ar spune, să mă pun la muncă și să încep să învăț, și am ajuns să intru la medicină în acel an călăuzit de această carte, ca să spun. Cartea asta m-a ambiționat. Era Michelangelo, care a muncit enorm în viață ca să ajungă să atingă performanțele care le-a atins. Citind-o, am început să învăț și eu cu mult mai multă ambiție. Pare paradox, dar asta a fost. Și într-adevăr, în acel an am reușit să intru la medicină. Deci cariera mea profesională a fost marcată practic de această carte sau, mă rog, de literatură, cum spuneați, ca să vă dau un răspuns la întrebarea pe care mi-a spus-o. În afară de Agonie și extaz, despre care a spus că este o carte extrem de importantă pentru dumneavoastră, care ar mai fi alte câteva titluri de neuitat în peisajul acestor lecturi variate? În general, am citit literatură din toate domeniile. Mai puțin m-a preocupat, să spunem, științifico-fantasticul. Nu știu, mi-a plăcut să trăiesc așa cu picioarele pe pământ. De-aia mă ocup și de oameni în, ca să spunem, statuar aici pe sol. Nu mi-a plăcut să visez la niște lucruri pe care greu le-aș fi putut atinge vreodată. De aceea am început să citesc din copilărie. Sigur, ce m-a marcat cel mai mult? Este foarte greu să dai un titlu. Mi-a plăcut Caragiale, mi-a plăcut chiar și Sadoveanu. Mi-a plăcut, să spunem, chiar și Dinu Săraru, care, mă rog, sau Marin Preda cu Moromeții. De ce mi-au plăcut aceia într-o anumită perioadă, care acum probabil că au decăzut, din cauza că acum nu mai e ce să descrii despre satul românesc, lumea nu cred că ar mai citi așa ceva. În perioada aceea în care trăiam într-o anumită zonă, îmi plăceau foarte mult. Deci reflectau o anumită mentalitate, o anumită structură umană. Aveau un farmec aparte și erau scrise într-un mod, să zicem, fascinant. După aceea, sigur că am trecut la literatura clasică, citind și scriitorii ruși, de la idiotul Dostoevski și alte, nu dau acum atât de multe exemple, frații Karamazov și așa mai departe, care mi-au rămas în suflet, să spun. Am trecut și la literatura
de engleză, ca să zice, Marile Speranțe, Hemingway cu Bătrânul și Marea, mi-a rămas și acela întipărit în minte, în timp. Am ajuns puțin mai târziu la cărți, de exemplu, care sigur că prin publicitatea făcută ne-au obligat, între ghilimele, să le citim, cum ar fi cele apărute în ultimul timp al lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci sau Îngeri și Demoni, care ne duceau într-o lume, sigur, puțin fantastică, dacă ar posibilă totodată. De asemenea, ce să spun, am pomenit înainte Citadela lui Cronic, iar o carte care m-a marcat, să spunem așa, în viață, și aia mi-a dat un imbol pentru a ajunge medic, ca să spun, Orgoliile lui Buzura. Deci eu trec de la literatura română la literatura. Am citit și români, am citit și străini. N-am făcut o diferență, ca să spun, în această perioadă între literatura străină și română. Am încercat să caut și la noi subiecte care să mă satisfacă. Și nu numai curiozitatea, ci și cultura și alte elemente care țin de asta. Practic, am îmbinat poezie, cum spuneam mai puțin, dar mi-a plăcut foarte mult, sigur, pe lângă Eminescu, care știm, l-am studiat în școală, pe Alexandrii și așa mai departe, pot să zic că Voiculescu mi-a plăcut foarte mult, cu sonetele, cu... A fost o plăcere reală să-l citesc, ca și poezie. În rest, mi-au plăcut chiar și cărțile, să spunem, comice, cu umor. Și avem și noi umoriști, îl avem pe Udrea al nostru, pe Cornel, care are niște cărți fantastice în acest punct de vedere. Mi-a plăcut Vlad Mușatescu cândva în copilărie și recitesc și acum cu plăcere aventurile lui, așa zis, polițiste, în care, din fericire, nu murea nimeni, toți scăpau, dar reflectau anumite realități din mediul nostru. Și se distrau foarte bine. Se distrau foarte bine, se distrau foarte bine, mâncau foarte mult, tot era o distracție, de fapt un roman polițist într-o atmosferă convivială, presărat, cum să spun, cu mult colesterol, trigliceride, așa. Și totul se încheia apoteotic. Asta era plăcerea, de fapt, se încheia într-un mod plăcut. Da, el mi-a plăcut multă lume, zice, nu știu cine este acest autor. Zic, încearcă să-l citești și o să te destinzi. Deci, ca și concluzie, am citit din toate, sigur, reportaje mai puțin, bibliografii, am încercat să citesc și citesc și am și citit în ultima perioadă despre președintele Obama, despre Rockefeller, despre mai mulți oameni de seamă, ca să spunem, ai lumii în acest moment, dar nu mă satisfac în mod deosebit. Prefer un roman, cum să spun, de la cap la coadă, chiar dacă este polițist, chiar dacă este cu o intrigă. De exemplu, La Paradisul Femeilor, al lui Zola, m-a fascinat nu prin ceea ce se întâmplă acolo, prin faptul că reflecta căderea unei epoci, venirea noului și căderea unei epoci, dărâmarea, de fapt, a unor lucruri care erau împământenite acolo și păreau că vor statua în eternitate. Și, de fapt, cartea aducea ceva nou, aducea schimbarea. Schimbarea pe care unii au înțeles-o, unii nu. Schimbare care a fost și este și la noi acum și sper să găsesc în literatură ceva care să reflecte real ceea ce se întâmplă la noi.